Salutare tuturor din standul Mercedes-Benz. Din păcate nu suntem aici datorită reprezentanței Mercedes-Benz Moldova. Ei nu au treabă cu noi și chiar niciodată nu răspund la apelurile noastre de ne ajuta să venim la saloanele auto, dar noi de fiecare dată venim, filmăm produsele lor și arătăm ce modele vor avea. Însă de această dată am zis că ar trebui să punem lucrurile la locul lor și să mulțumim celor care ne-au ajutat să venim aici, la Geneva, și datorită cărora filmăm inclusiv și acest reportaj în standul Mercedes-Benz. Și mă scuzați, dar o să trebuiască să îi enumer pe toți, pentru că toți au contribuit. Ce anume? BMW Moldova. Standul lor este aici, este foarte aproape de noi. Deci BMW Moldova, Porsche Moldova, Peugeot Moldova, Škoda Moldova, Dacia Moldova, Renault Moldova, Mazda Moldova, Mitsubishi Moldova, Honda Moldova, Lukoil și Felix. Toți acești parteneri ne-au ajutat și au făcut posibil să vedem și standul Mercedes-Benz, inclusiv și el. Haideți să vedem acum totuși ce modele au venit aici. Nu trebuie să port pică mașinilor astea, dar eu vă invit să vedem ce este în acest stand. Prima mașină pe care o voi prezenta aici este noul G350 diesel. Mercedes a început foarte deștept campania de a promova acest model și de fapt startul vânzărilor a fost dat cu alte versiuni, G500, benzină, G63 AMG, modele mai scumpe și modele pe care toată lumea va vrea să le aibă cât mai repede, respectiv va da mai mulți bani pe ele. Și următorul pas era normal să se întâmple, în special în Europa, să fie lansată o versiune diesel. Și varianta G350 diesel mereu era la mare căutare pe generația precedente G-Class. Ei bine, haideți să vedem despre ce este vorba. Pe partea de motor, este un turbo diesel cu 6 cilindri, 3 litri, care produce 286 de cai putere. Bineînțeles, este unul dintre, și probabil chiar acum, este cel mai eficient G-Class, deci e mult mai eficient decât G500 sau G63. Bineînțeles, și prețul lui este un pic mai mic, deci o mașină mult mai atractivă și care, la sigur, va genera foarte multe vânzări. Pentru că și așa pe noul G există o sumedenie de oameni care vor să-l aibă, dar nu au acces la el. O culoare frumoasă a exteriorului, o mașină cu adevărat impresionantă, mai ales că în acest an Mercedes-Benz G-Class împlinește sau aniversează 40 de ani de când a fost lansat. Deci, un model impresionant. Noi vom reveni la tema cu 40 de ani pe parcursul acestui an, pentru că o să facem ceva special despre G-Class, dar și despre modelul actual. Mergem mai departe să vedem ce mai găsim pe aici. Era normal ca înainte sezonului de vară Mercedes-Benz să lanseze versiunea AMG GTR Roadster. Varianta asta este decapotabilă, dar în același timp, chiar dacă este un pic mai grea din cauza faptului că caroseria a trebuit un pic ranforsată ca să fie la fel de rigidă ca și cea de pe un coupe, inclusiv datorită faptului este mai grea, inclusiv datorită acoperișului, a mecanismului de închidere-deschidere a acoperișului, dar chiar și așa obține oricum 3,5 secunde până la 100 de kilometri la oră, la fel ca și coupe-ul. Bineînțeles, de acest lucru este responsabil motorul de 4 litri V8 biturbo, care produce 577 de cai putere și mai oferă 700 de Nm. Deci este un motor foarte potent și foarte interesant. Viteza maximă pe mașina asta este de 317 km la oră. Coupe-ul face cu doar 1 km la oră mai mult, deci diferența nu este prea mare. Interesant modelul ăsta în culoarea asta albastră fenomenală și cu acum sistemul nou multimedia, deci o mașină impresionantă pentru două persoane, care merge absolut incredibil. La fel, o premieră mondială este și GLE 53 AMG 4MATIC Plus. Aceasta este cea mai sau prima versiune AMG pentru noul GLE. Și o puteți distinge în primul rând datorită grilei panamericana, pe care am văzut-o, apropo, și pe GTR-ul despre care vorbeam adineauri și care are 15 lamele.
Bineînțeles, cel mai interesant este motorul de sub capotă, 3 litri turbo, care produce împreună cu electromotorul pe care îl are 435 de cai putere. Mașina asta este capabilă să accelereze până la 100 de km la oră în doar 5,3 secunde și să meargă cu o viteză maximă de 250 de km la oră. Bineînțeles, ea vine cu câteva dotări care nu există pe un GLE obișnuit. În primul rând, suspensia pneumatică, care este oferită standard, cât și barele antiruliu. Astea sunt bune, pentru că mașina nu se înclină prea tare pe viraje și asta este tare fain. Bineînțeles, la pachet mai vin și și aceste elemente mai sportive din exterior, inserții din carbon și multe alte lucruri. În curând va trebui să vedem și un GLE 63 AMG, dar până atunci ăsta ar fi poate și cel mai rapid GLE. Tot aici este și faceliftul pentru GLC, anunțat cu doar puțin timp înainte de salonul auto de la Geneva. Vreau să vă arăt ce s-a modificat în afară de exterior. Bineînțeles, aici avem farurile noi, care seamănă tare mult cu cele de pe noul GLE. Grila s-a modificat, bara de protecție din față, un pic capota și, bineînțeles, un pic stopurile din spate, care acum au niște LED-uri care sunt scoase în evidență mult mai frumos. Pe partea de interior, aici a apărut deja sistemul multimedia MBUX, cel de ultimă generație și care este unul dintre cele mai bune din lume. Cu adevărat, așa este, pentru că MBUX-ul este foarte reușit. Tot pe noul GLC au apărut și noi motoare, atât pe benzină cât și diesel. Sper doar că au lămurit problema cu antifonarea și, de fapt, nu cu antifonarea, dar cu unele elemente care scârțiau tare mult pe drumurile din Moldova. Sper că asta s-a rezolvat. Mergem mai departe, pentru că mai sunt câteva modele noi. Avem aici versiunea Shooting Brake pentru CLA 250 în versiune 250. Deci asta este versiunea Shooting Brake. Din păcate, în Moldova nu prea se vinde așa ceva, dar este un CLA sau în același timp un A-Class care, uite, este oferit acum în această variantă. Destul de frumoasă, destul de interesantă, dar din păcate nu la fel de populară și în țara noastră. Este o premieră mondială și ea. Și o ultimă premieră mondială, dar o să vă rog să veniți din fața mașinii, este acest EQV. Acesta este un V-Class în esență, dar care este pus în mișcare doar, iată, doar de energie electrică stocată în baterii prin intermediul electromotorului. Poate merge 400 de kilometri cu energie electrică stocată în baterii și în cazul în care bateriile se descarcă prea mult, poți încărca mașina asta în doar 15 minute pentru a merge cu 100 de kilometri. Cei de la Mercedes spun că mașina asta oferă un nivel foarte înalt de confort și este foarte practică pe interior. Deci, uite, o să avem deja și un van de talia lui V-Class care va fi full electric, doar că mai durează un pic până acolo. Mersi tare mult la toată lumea că ați urmărit acest reportaj. Mersi și partenerilor care ne-au ajutat să venim în standul Mercedes-Benz și să filmăm acest reportaj inclusiv. Noi mai mergem să găsim și alte modele interesante. Rămâneți alături de noi. Nu uitați de subscribe și de clopoțel și de site-ul autoblog.md, pentru că acolo vedeți multe premiere.